Salutare, fraților, și bine ați venit la Black Tiger. Bun venit la un episod de Farmer's Life. Băi, oameni buni, după cum bine știți, data trecută am plantat aici niște cereale, legume. Trebuie să recoltăm câteva dintre ele, dar uite ce ploaie obraznică a venit peste noi. Dar hai să recoltăm rapid ce se poate recolta, pentru că plouă foarte rău. Și dacă nu le recoltăm acum, o să se strice leguma. După care nu mai avem ce recolta. Așa că hai să recultăm rapid. Știu că poate nu se vede mare lucru, dar îmi cer scuze, n-am ce să fac. Așa, a venit joculețul cu această ploaie foarte întunecată. Hai să vedem dacă echipăm ăsta. Poate dacă punem un pic de lumină se vede ceva mai bine, să sperăm. Încercăm să mai facem ceva misiuni în jocul ăsta. Cine a mai rămas nouă ca și misiuni? Să facem un contract. Family Treasure. Family Treasure am finalizat-o. Church, Riverbank, Marketplace. Da, am finalizat-o. Nu știu de ce nu mi-o pune check-in din moment ce mi-am finalizat toate sarcinile. Poate trebuie să mă duc la preot să vedem. Hai că mergem după ce recoltăm legumele astea să nu se strice. Bun, mai avem aici potato, dar încă nu e gata de recoltat. Mai avem și varza, bineînțeles. Hai că e bine. Avem și noi ceva legume, poate ne facem o ciorbică bună. În momentan noi avem cam tot ce ne trebuie la firma asta. Ne lipsește, bineînțeles, mașina de recoltat. Combina de recoltat cereale. Când o fi să ajungem și la misiunea aia, să punem mâna pe ea, am rezolvat cam totul. Și după care putem să ne avansăm ferma la un alt nivel, să avem mai multe terenuri mult mai mari. Să mergem rapid să ne luăm carnea friptă, pentru că dacă nu se... Bine ai venit, femeie, se strică, se arde aici, hai să o luăm rapid, rapid, până nu se arde, că după aia nu mai avem ce să mâncăm. Perfect. Uite, e și foame la băiat, ca la un lup. Așa, bagă la ghiozdan, băiatul meu, hai că mai avem un pic de recoltat. Cred că e și seara, mă, nu? Oh, da, e ora 9, mă. E ora 9 seara și... cartofi, ok. Mai am cartofi acolo, e ora 9 seara și... S-a întunecat, ne-a prins aici cu... Leguma nerecoltată. Da, rezolv rapid asta cei. Pis. Mazăre, hai să luăm și mazărea. Mamă, frate, dar păi avem niște fulgere pe aici. Hai să luăm și ceapa așa rapid. Ne dă și sămânță, e bine. Suntem în luna iunie, august, iulie, august, septembrie. Cred că mai putem planta încă o dată, dar mâine dimineață ne ocupăm de treaba asta. Bun, cred că acum putem să ne facem și noi așa, fain frumos, o ciorbă de aia bună, că avem din ce. Ia uite câte mazări avem noi. Oh, leu, man.
Bun. Adică am finalizat, mai avem aici și cartofi. Mergem să dormim neapărat, pentru că e noapte. Și plouă foarte tare. Hai, femeie, la somn. Hai. Hai la somn, Nick. Ce dormim așa până pe la ora 7:25? Fraților, acolo un like ar fi imens apreciat dacă ați lăsat, pentru că m-ar ajuta foarte mult. Și avea nevoie de susținerea voastră la acest video și nu doar la acest video, în general la toate videoclipurile pe acest canal. Pentru că nu se mișcă treaba bine. Ok, hai să punem butter ăsta aici în cămară. Mai avem sămânța. Hai să punem aici asta. Ok, avem onion seeds, perfect. Onion. Hai să lăsăm aici ceapă. Bun, hai că avem ceva ceapă, mă, nu glumă. Ce mai avem? Seeds carrot. Carrot. Punem porcovii aici. Altceva, apple mash, ok, cedar, moonshine, hai să lăsăm moonshine-ul aici, cedar-ul aici, ce mai avem? Da, uite, avem o găină, trebuie să o luăm un pic și să o tranșăm să avem niște carne. Hai să punem aici sămânța, aici e un loc bun pentru sămânța, știm că de aici ne putem lua noi sămânța. Pentru legume, pentru cereale, eventual pentru legume. Așa, deci e ok, bun. Am finalizat aici, acum hai să mergem și să vedem un pic de animale. O, da, varza, m-am uitat să lăsăm varza. Așa că încă mare trebuie să las varza, mă, ce frumos a schimbat căsuța asta, mă, cum a renovat-o. Perfect. Mai putem pune aici ceva la start fire. Bun, perfect. Hai să mai vedem, mai putem adăuga niște mash. Încă nu, lasă să se facă aici și e bun. Luăm asta, o punem și noi acolo, că nu se tea bine, se tea pe jos. Hai de mai departe ce se întâmplă pe aici. Să adunăm ouăle de la găini. Avem multe ouă. Poate mai mergem și pe la piață, dar momentan trebuie să vedem cu misiunea asta. Matthew, cred că e popa, mă. Hai că mergem până la el și vedem. Mai aveți mâncare, fetițelor? Cred că nu mai aveți. Hai să punem niște mâncare la domnițele astea. Perfect. Nu au foarte multe, dar nu-i problemă că o să le mai facem. Bun. Bă, n-am ce să spun. Avem producție frumoasă de ouă. Acum, știi cum e găina când îmbătrânește? Moare. Și oricum se mulțesc alte găini, deci nu-i problemă, n-avem minus de găinuțe. Stăm bine cu găinile, hai să vedem. Stăm și cu animăluțele, cu laptele, cu porcii și celelalte. Perfect. Ok, aici mai avem ceva depozitat, niște bălegar, e bine. Aici mai avem niște fân. Ok, hai să lăsăm ouăle astea, 140 de ouă, plus 140, 280 de ouă, bun. Am niște carne și mai am găina aia, da? Hai să mergem să rezolvăm cu ea. Nu înainte să mâncăm, să cei. Stai să luăm un ceai bun. E dimineață și un pic de cărniță. Bun. Da, domnul. Wait a second. Uite, aici și-am pornit.
Perfect. Bun. Avem niște cărniță de găinuță. Păi, o punem aici. Bun, și cam asta e. Hai să mergem acum să vedem cu... Vedem și noi cu ușa. Să vedem cu vacile. Ala, cred că s-a rămas afară, mă, și nu le-am mai băgat la loc. Să vezi tu că așa e. Trebuie să le facem și curățenie. Oh. Da. Ok. Deci asta trebuie să fete. Hai, băiatu. Na, nu mai vreau. Cam a fi. Nu mai vreau să... În sfârșit, în sfârșit, mă, în sfârșit. Adem ce avem aici? Fetiță? Fetiță? Da, mă, și tu ești deapărat. Nu. Bun, petiță se pare că avem, plus băiețel. Ok, trebuie să le mai aducem mâncare, trebuie să le curățăm. Bă, s-au cam adunat pe aici, mă, nu mai prea avem loc. Da. Mai prea avem loc. Da, așa că mai avem aici de adunat. Și... Am acolo niște baloți să le dăm de mâncare. Bun. Ai rezolvat problema, hai să luăm... De fapt, lăsăm aici și luăm absolut tot. Dai jos, mă. Așa. Uite aici, domnițelor, aveți și mâncare. Așa. Perfect. Și acum, hai să vedem și cu celelalte. La astea trebuie mâncare. Bun. Trebuie să le curăț. Ia uite că avem mieluți. Drăguți. Hai să vedem, avem niște lână cumva la doamnele astea, unde mi-i peria, mă, aici. Tișa din el, mă. Eu zic, mă, trebuie să-l zic, mă, de barul. Ar fi fain să-mi pun, cred că, din ăla de băledar, la fiecare din ăsta. Doar ies poartă și am depozitat, e mult mai rapid așa. Dar nu chiar acum, că avem altele de rezolvat. Da, deci se pare că nu mai au un pic și aici la fel. Ok, na bine. Să le și curățăm, dar parcă aș lăsa un pic pe alte zi. Sau întâi mai încolo. Hai să le vedem, poate revăm acum rapid. Uite, eu mai aveam un pic. Așa.
Bun. Păi, aici e bine. Minunat. Hai, vedem cu celelalte. Aici la vaș. Cred că și astea au rămas afară și nu pot să le mulg. Am uitat să le pun la loc. Da, corect. Corect. Mai au mâncare, mă? Mai am ceva mâncare. Nu-i luai. Ne mai punem. Aia dăm și cu purcelașii și le facem curățenie un pic mai încolo. Să vedem cu misiunea care e problema. Ok, mamă, frate, au și ăștia la mizerie. Dar avem și aici, uite, un purcelaș micuț. Ok. Da. Ăștia mai au mâncare, mă, mai au mâncare, deci nu-i problemă. Hai să mergem atunci să ne ocupăm de misiunea respectivă. Mergem la biserică, la Matthew. Că el ci că... ar avea acolo ceva pentru noi. Sper că aici trebuie să venim. Așa am înțeles, dar hai să vedem. Da. Deci am completat. Nu știu ce mi-au dat când mi-au arătat să fie dat nimic. Ok. Acum ne trebuie un contract de la ăsta, dar nu cred că ne dă acum decât în anul viitor. Hai să vedem. Ai vreun contract, bă, băiatul? Come back for new contract next year, da. Ok, deci la anul o să trească să venim după un contract, nu-i problemă. Am înțeles, atunci hai să terminăm cu... De fapt, stai așa, mulți arena acolo. Trebuie să văd el cum se treaba de cartofi. Dacă trebuie recoltat sau nu, da, uite, trebuie recoltat și cartofii. Dar n-aveam eu un utilaj ăsta, nume, mă? Ia stai un pic, mă, ăsta cred că era pentru cartofi. Stai așa să-l testăm. Să-l testăm pe băiat. Bun, deci... Bă, merge, nu? What the hell, dude? Bă, asta nu funcționează, mă? Merge pe... Man, nu înțeleg, ăsta e pentru cartofi. Băi, nu ești pentru cartofi, mă? Nu-i pentru cartofi, mă, de ce merge aici? I don't understand, ok. Hai să recoltăm cartofi, că... Nu știu care e faza. Poate știți voi, lăsați în comentarii. Nu stau să-mi bag cap acum cu el, că avem alte treburi de rezolvat. Da. Mi-a crezut că ăla e pentru scos cartofi, așa pare. Interesant. Hai că funcționează, bă, băieți, nebunii asta să scoatem cartofi, dacă... De ce nu a funcționat atunci prima dată? În fine, e ciudat, e mult mai rapid de așa să scoți cartofii. Deci, da. Nu se învârte roata aia. Poate am eu ceva probleme la priza de putere. Bun.
Hai să o lăsăm aici, perfect. Și ce mai rămas aici, recoltăm cu mânuța. Că nu mai sunt mulți. Știam eu că ăla e pentru cartomă, dar nu a funcționat prima dată, a fost un mic bug. Ok. Și uite, acum avem și cartofi aici, fain frumoșei. Saci plin de cartofi. Bă, ce ai? Nu poți să stai așa liniștit în picioare? Nu avem, nu mai avem acolo. Și că mai aveam un sac, uite-l aici. Bun. Producție frumoasă de cartofi. Acum funcționează, vezi? Înainte nu funcționa. Oh, man. Bun. Bă, ce să zic? Avem o producție foarte frumoasă de cartofi aici. Îmi place foarte mult. Cartofi care i-am scos. Bun. Păi, cred că ce mai rămas, putem mai avem și cea cartofi, e să vedem dacă mai putem adăuga niște cartofi aici. Perfect. E maxim, e maxim. Hai să vedem aici. Da, mai putem pune și aici. Iar aici nu mai putem pune. Celălalt săculeț se mai poate aici. Mai putem pune ceva. Perfect. Mai avem, așa. Bă, mai avem. Hai să... Da, deci 250, 250, 105, ăștia-i luăm, ăștia o să-i plantăm noi, 105, ne ajunge, restul îi vindem. Așa că, hai să luăm tractorașul ăsta. Ridicăm asta, că momentan nu ne mai trebuie. Du-te porcule, că dau peste tine. Așa, hai aici băiatul, că am treabă cu tine, mergem să vindem, hello, come on, hai încoace. Hai, hai că mergem să vindem cartofii ăștia. Bă, nu-mi zic că am dat peste porc și-a murit. Bun, perfect. Nu-mi zic că ăsta e mort. Pic, bă, muri Fluffy, mă, ești prost la cap. Fluffy, s-a dus Fluffy. Cred că am dat peste el. Na, asta e, n-am ce faci. Ori muri de bătrâneți. Îți dau o variante. Ori am dat-o peste el, ori muri de bătrâneți. Hai, mă. Pare rău, Fluffy, te-ai dus. Perfect, gata cu Fluffy, băiatul. Porcul nu s-a tatuat din fermă. Așa. Bun, hai să mergem la piață. Numai să punem un pic cartofi în saci. Nu cred că mai avem altceva de luat de pe aici. Nu, mai avem carne, dar pe totuși să păstrăm pentru noi momentan. Da, nu pare că am avea ceva de luat de pe aici. Astea le ținem pentru noi. Așa, bun. Mai putem adăuga aici niște din astea. Se pare că n-a lăsat acolo să se prepare. Hai, băiatul. Eu cred că s-a trebuit un pic periat, cred că e murdar. Bun. Stai aici. Hai să te periem un pic, că nu putem merge cu tine la piață așa murdar. Uite că e și foame, mă.
Oameni la băia, mă, nu mânca nimic ca să spelece. Ok, hai să punem saci ăștia atunci. Bun. Minunat. Bun. Na, stai aici, băiatul, așteaptă un pic. Hai să vedem cu terenul ăsta. Dacă trebuie recoltat sau nu trebuie recoltat, pentru că... Da, în 4 ore o să trească recoltat și ăsta. Aoleu! Și e mare, mă. Stai, e mare, frate. Noi cred că mai avem oat. Hai să verificăm un pic dacă mai avem oat. Aici ce avem? Avem oat grain. Deci avem, frate, oat. Nu-i problemă cu oat-ul. Hai să vedem unde să-i schimbăm locul. Punem, uite, aici. Facem un pic de aranjamente aici. Ce avem? Tot oat grain, tot oat grain avem. Cred că suntem acoperiți cu mâncarea pentru animale. Și restul cred că putem să vindem. De pe terenul ăla ce avem producția, putem să mergem să ne vindem un pic, pentru că... Așa. Pentru că noi avem la vaci, la vaci, mă rog, la animal, în general. Astea e ok, astea e iarbă, o să folosim. Aici ce mai avem? Aoleu, multe din alea. Porumb, uite, avem și porumb. Nu-i rău deloc. Fooder-ul. Asta trebuie să-l luăm și să găsim alt loc. Uite aici, cred că-l punem. Asta ce-i? Tot old grain, vezi? Deci cam avem. Ok, aici, udăr, hai să punem mâncarea, uite aici, așa, în partea aceasta. Stai acolo, aici, ce mai avem? Porumb și porumb. Păi, porumbul poate să stea, uite aici, în colțul ăsta. Și aici la fel, perfect, 2 sași de porumb, în rest avem cam ca ce ne trebuie, bă, nu e rău deloc. Nice. Bun. Nu o să trească să ne apucăm și de recoltat, dar hai să mergem la piață cu... băiatul nostru, hai băiatul. Da, 3, 4, 5, 7 saci. Bă, mai puneam un sac și era plin acolo. Oricum, nu e rău. E bine, putem să mergem la piață. Bine, pot să pui și deasupra lor, dar... atâția avem momentan. O, băiatul. Așa. Ia uite, nu-i frumos căluțul ăsta, nu? Ia spuneți și voi. Vine în cartofiul cu băiatul. Băiețelul ăsta. Vezi că e frumos. Hai, băiatul. Hai. Hai că... Da, e... din păcate calul nostru e obosit, e flămând, nu poate să alerge mai mult. Mergem așa mai încetișor cu el, cam flământ. Trebuie să fac să mai cumpăr o trocă din aia, poate... Auleu, stai așa, hai pe aici. Poate mănâncă dacă o las acolo în spațiu liber, că el mai iasă pe afară, prin curte, e mai libertin, așa, știi? Trebuie să cumpărăm, că totuși avem ceva bani acum. Nu ne putem plânge de bani și trebuie să cumpăr o ieste din aia.
De trocă. Că mergem în direcția bună, așa? Da. Perfect, mergem în direcția bună. Uite, putem să și vedem ceva. Nice. No. Un miculeț drop free. Hai că mi-a fost dor de jocul ăsta. Sper că v-a fost și vouă dor de el. Mergem așa cu căluțul la piață. Mai folosim și de căluț, nu tot consumăm motorina. Motorina folosim acolo la tractor când arăm. Ce facem? Treburi agricole. Cu calul facem transporturi. Transportăm lucruri, că e mai ieftin. Și îmi place că avem, putem să stăm aici așa pe asta, în căruță și putem să mânăm calul. Sunt moduri și pentru farming simulator, doar roi în care folosești căluțul, dar na, nu poți să stai decât pe el și în căruță, cum e aici. Bă, să vedem frumosel astăzi, e o zi plăcută. Mai ajung un pic, ajungem la piață. Poate mergem într-o zi la pescuit, cine știe. Nu știu, trebuie să încerc oare. Merge să punem doi cai? Cred că merge să punem doi căluți. Ar fi interesant să avem doi cai. Nu știu dacă e vreo diferență, dar ar fi interesant. Hai că ajungem aici la piață și noi. Hai băiatul, încetişorul. Ce vrea asta, mă? Are poftă de alcool, du-te, bă, băiatul, și culcă-te. Nu-ți dau nimica. Di, căluțu, hai. Așa încetişor, că ajungem aici la doamna și vinem tot. Bun. Știu că ți-e foame, merg acasă și o să mănânci și tu, ok? Ok, căluțu. Bun, hai să ne luăm astea. Și avem așa, 7800 ceva de bănuțe, decât luăm de pe urmă la cartofiorii aceștia. Uite, mai avem și lână. Ok. 1855 de cartofi. 5500 ceva, bă, nu-i rău. 13000 de bănuți. Nice. Bun, dar nu vrea să-mi dea doamna niște din astea, pentru că e un pic cam supărică. Ce să vreau, ciocolată, n-avem. Putcat corn, fried poultry, fried fish, uite că avem fried fish. Uite că mi-a și zâmbit, acum e mulțumită.
Bun, să cumpărăm niște din astea, nu știu exact. Nu știu. Poate să punem niște porumb. Cât i-ar costa tot ăsta? Doar 1000? Hai să-l cumpărăm. Vreau să punem niște porumb. Ok, perfect. Cam asta e. Băi, fraților, cam atât pentru acest episod. Eu sper tot că v-a plăcut. Un like acolo m-ar ajuta enorm de mult. Distribuiți și voi mai departe acest video. Lăsați like-uri, comentarii, astfel încât YouTube să poată recomanda mai departe acest video mai multor oameni. Iar până data viitoare, toate cele bune, bye bye!